Ministerul Agriculturii și-a îndeplinit toate obiectivele din programul de guvernare, cu excepția celui privind susținerea fermierilor care se ocupă de creșterea porcilor, a precizat ministrul Petre Daia. În conferința de bilanț de sfârșit de an, el a dat asigurări că programul pentru suine nu va fi abandonat. Din contră, urmează să fie sprijinit cu bani de la buget. La Ministerul Agriculturii s-au promovat 466 de acte normative, din care 5 legi, 7 ordonanțe și ordonanțe de urgență, 63 de hotărâri de guvern, 391 ordine cu caracter normativ și de reglementare instituțională și 9 memorandumuri. Primele obiective în activitatea Ministerului au vizat acordarea în timp util a subvențiilor pentru agricultură și absorbția fondurilor europene. Toate obiectivele au fost îndeplinite, spun cu o singură excepție, pentru că avem o întârziere la programul de susținere pentru suine. Program care a fost lansat la timpul potrivit, însă Comisia Europeană a avut unele observații de care am ținut cont și am reintrodus în Parlament un act normativ în așa fel încât și acest domeniu să fie susținut prin fondurile bugetare pe care noi le-am prevăzut în acest domeniu. Evident că realizările acestea pe care le-am obținut în agricultură își au sorgintea, pe de o parte, în proiecțiile noastre ca program de guvernare, în programele noastre ca mecanisme și instrumente de susținere, care evident trebuiau să aibă caracterul juridic necesar pentru a putea fi implementate. Reabilitarea infrastructurii principale de irigații prin Planul Național de Irigații este un alt obiectiv pe care ministrul Petre Daia l-a bifat la capitolul îndeplinit. Până în anul 2020 vor fi investiți în acest sistem peste 1 miliard de euro și se vor iriga 2 milioane de hectare.